Un autoturism care era căutat de autoritățile din Germania a fost descoperit de polițiștii de frontieră. Mașina se afla în posesia unui cetățean român. Ofițerii din cadrul grupului de nave Constanța pe DN39 în zona localității Agigea au efectuat controlul asupra unui autoturism înmatriculat în Germania. Acesta era condus de către un cetățean român în vârstă de 58 de ani. În urma verificărilor specifice, polițiștii de frontieră au constatat că autoturismul figurează fiind semnalat ca bun căutat în vederea confiscării, alertă introdusă de autoritățile din Germania. Autoturismul, evaluat la aproximativ 40.000 de lei, a fost indisponibilizat la sediul instituției pentru continuarea cercetărilor. În acest caz, polițiștii Gărzii de Coastă efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsurile legale care se impun.